Partidul Socialiștilor va susține orice protest îndreptat împotriva acestei guvernări. Pe data de 16 aprilie, socialiștii organizează acțiuni de protest în 4 orașe. La sud, în centru și la nord. La nord Bălți, dar sunt careva probleme acolo. Încearcă și alții să broneze Bălțul. O să vedem. Poate în alt oraș, nu în Bălți. Dar o să fie Caput, Ungheni, Anenii Noi și vedem în zona de nord, un oraș sau două. Cerințele de bază vor fi pentru statalitate, împotriva oligarhilor, împotriva uniuniștilor, pentru alegeri parlamentare anticipate, împreună cu alegerile prezidențiale. Pentru data de 24 aprilie, protest anunțat de, îi numim așa, colegi de proteste, până ce fi, pentru că au diferite mesaje în ultimul timp. Foarte diferite. Noi am protestat împreună pe parcursul ultimilor luni. Noi am cedat atunci când ne-ați solicitat să cedăm Piața Marii Adunări Naționale. Am cedat, am trecut vreo 4 ori, cu toate că era bronată de socialiști. Noi am susținut toate mesajele voastre. Acum aud diferite mesaje din partea tăștilor, nu o să le comentez. Au anunțat data de 24 aprilie, data de protest masiv. Fără să, cel puțin să întrebe, nu să consulte, să ne spună și nouă, băieți, că vrem să facem. Eu le-am sugerat și le sugerez încă o dată. Oameni buni, 24 aprilie, în Republica Moldova, unde marea majoritate, peste 90% sunt creștini, e sărbătoare creștină, Floriile. Cine o să vină la proteste masiv atunci? Eu am început discuția cu organizațiile teritoriale, spun, domnul, dar cum? Săptămâna patimilor să începe. Hai să nu facem și de Paște atunci, hai să nu facem de Blajâni. Noi anul acesta nu facem proteste pe 1 mai, facem în fiecare an, anul ăsta nu facem pe 1 și 9 mai, pentru că e Paște. Păi sunt sărbători creștine. Este Floriile.